Am mâncat, nu ieri, în grădină. Lopădă, aștept să vie Domnul să mă ia acasă. Am trecut prea multe încercări. Dar dacă Dumnezeu a fost de partea mea, îi mulțumesc lui. M-a mai lăsat cu viață și astăzi stau de vorbă cu dumneata. Eu nu am niciun leu de nicăieri. Când am fost casnic, am îngrijit să te dânsuri de copii. Copii am, 5 copii, dar năcăjății. Unul are 10 copii, unul are 10, unul are 6, unul are 6. Fetele. Și așa că, na, nu poate să mă ajute copiii. Cu ăsta la început și el cu ziua, mai îmi dă și mie mâncare din gura copiilor lui. Bolnavi suntem amândoi și eu cu osteoporoză, cu inima. El cu diabetul, cu insulină face. Regim îi trebuie, frate Alin. Uite, frate Alin, el nu poate să îndrept decât atât. Așa, așa au rămas. Așa am lucrat. Cât am putut să lucrez, dragii? Ce să faci? Asta, eu m-am luat foc cu mașina. Vreau că aveți un venit de 800 de lei în familie, pensia soțului. Da. Cum vă descurcați cu banii ăștia? Foarte greu, frățul nostru, că nu-i mâncare, nu-i lemne, căldura trebuie plătită, lumina a zis că nu avem căldură la gaz sau la... Așa numai cât la curent, când mai ții o mâncare la un frigider. Tratament. Și tratamentul și atât, altceva. Le punem așa, că acum ai numărat ăștia, 1 milion îl punem pentru mâncare, că nu ne putem încadra prea mult de mâncare să luăm. Luăm o câteva barabule, o 2 kg de ulei, necesar o casă, 1 kg de zahăr, că trebuie și așa la un ceai, la un... Făină, că nu avem făină de porumb, făină de păpșoi, că nu avem, asta e. După aceea bani de lumină iar îi punem, ne așteptăm la fiecare lună când vine, trebuie să... Am plătit lumina și 2 milioane. Ați avut zile, poate că n-ați avut în casă. Asta nu mai zice. Nu mai spun. Greu. Am mâncat muriere în grădină, lopădă. Ce să facem? Domnul știe mai bine. Mulțumim lui Dumnezeu așa. E vorba de suferință, că boala, dacă te doare mâinile, eu am osteoporoză. Tratamentul pentru amândoi ne ajunge iar la 2 milioane. E cu osteoporoză. Și cu inima. Mi-a dă, pentru diabet mi-a dă gratuit, dar pentru inima, mă arăt că îmi dă pe câte 3 luni. Deci 900 de lei, pleacă dată 200 de lei la medicamente, da, fiecare da, lor, mai rămân 600. E da, două la lumină, am mai luat... Că lemnele scumpe tare. Am luat pe caieta, am luat mâncare de la... De la privat? La privat. Acum mai aveți ceva bani în casă? Ca să nu amințesc, 30 de lei am la viața mea, tot am. E mai oprit de pâine, așa că îți mai luăm câte o pâniță, mai am o pâine acolo. E greu, frate, că el nu... Mănâncă toate mâncările, e greu, nu-i lapte, nu-i o altă mâncare, nu-i greu. Nu mă pot descurca de multe ori, zic, Doamne, ce să fac? Nu mai știu ce să fac, îndată este, îndată nu-i. Cu mâncarea, și acum că e cald, acum vine frigul, trebuie așa să fac la foc. Mai tare asta mi-e. Dumnezeu știe. Greutatea fiecărui. Greu ușor cu Dumnezeu înainte, n-avem altă posibilitate decât să rămânem credincioși. Cum e să stați la pat așa de multă vreme? E greu. E foarte greu, frate. E foarte, foarte greu. Că poți să intri și într-un stres. Am intrat într-un stres că nu mai puteam să mai vorbesc. Când stai la pat, te gândești. Și te duci și... Păi, mult însă mai stau și dă multe ori, na, chiar dacă trec, chiar dacă îi dau slavă Dumnezeu și zic, Doamne, îți mulțumesc, dacă așa. La ce vă gândiți cel mai mult? Mă gândesc să fiu credincios.
ajuns în Noul Testament. Când am dat patimile Domnului Iisus Hristos, citeam câte un capitol, vă dădeam jos la marginea patului, în hohot, plângeam, poate, acum a plâns Domnul Iisus, acolo în el. Când s-a născut ucenici și ziceam, Doamne, ajută-mă să pot să ajung acasă să mă pocăiesc. Cu bine, cu mai puțin bine, am mai fost și unii mai încercări acolo. Dar acolo l-am primit pe Domnul Iisus, eram singur în cameră. Dar dacă l-am pe Domnul Iisus, sunt cel mai bogatul. Că l-aveam pe el, slăbit să fie. Chiar dacă trebuie suferință și până încercări și până... N-am dat niciodată înapoi sau să cârtesc. Și am mulțumit lui Dumnezeu, Doamne, dacă... Eu am avut 3 accidente, fratele meu. Aștept să vie Domnul să mă ia acasă. Cum vă vedeți peste 2-3 ani? Tineri cu Domnul. Nu ne pierdem nădejdea, că nădejdea noastră este Domnul Iisus. Vă văd așa foarte zâmbitor, foarte... Așa trebuie, așa că așa spune Domnul. Și prin încercări, dacă trecem fruntea sus, că Domnul Iisus e cu noi, lăudat să fie Domnul Lui. Niciodată nu m-am dus să cer pomană. Așa am trăit de când mă știu. Am muncit cu ziua, nu mi-a fost rușine să muncesc pe la femei, pe la tot satul, mă știe, că am lucrat și pe timpul colectivul, numai nu m-am încadrat la ani muncă, că trebuie să ai peste 10 ani, dacă nu, a rămas așa. Și trăim amândoi dintr-o așa mică pensie. Doamne Iisuse, că s-a uitat și se mirau oamenii ăștia de mine, cum eu cosam într-o proteză aia, cosam, nu te țineai de mine la coasă. Eram tânăr, nu eram așa, dar acum, după la proiectate de 50 ani, 51, 52 de ani, gata. Am început cu inima, am început ca am și starea asta de inimă care mă ține de medicamentele de acolo. Dacă n-am mai putut, l-am dat și cal, am dat și vacă, am dat și tot. Lemne pentru baiar n-aveți? Am vă două. E bun așa? Nu mi-ajung, fratele meu, trebuie să luăm, o câteva bătrâni de acolo. 400 kg de lemne pe afară. Deci din 4 tone și jumătate aveți jumătate de tonă. Da. Cu pensia asta mică de 800 de lei nu ne putem descurca cu lemne, cu lumina, cu datoriile cu care le avem de la fiecare zi, cu alimentele care nu ne ajung și soțul are diabet și trebuie o mâncare mai specială, un regim special. Nu ne permit ca să strângem bani, nu avem de unii. Nu avem chiar de unii. Ultime bănuți am 30 de lei în casă care țin de pânii. Am avea nevoie. Dacă se găsește cineva, un om al lui Dumnezeu sau indiferent cine este, să ne ajute cu ceva bani să putem lua lemne pentru iarnă. Dumnezeu cerului să vă aibă El în vedere și să vă răspundă la toți și faceți voi pentru noi.